Știi cum e să... Eram disperat oricum. Închide-l geamul, uite, uite ce practic. Da. Nu m-am dus, că n-am apucat, că s-a ivit mătușa mea atunci și a zis, aaa, fata mea. Nu se poate. Deci a plecat de vară, restaurantul. Hai să treacă convoiul. Ce copii dat, aștept după ei, nu? Aia mi s-a întâmplat la dimineața, două zi, trei. Din disperare, faci lucruri care nu le... Eu era singură femeie de serviciu de nevoie. Păi da, nu e de rușine. Și nu-i de rușine, și am zis, nu-i de rușine. Dacă își ia banii, da, femeie de serviciu, nu-i de rușine. Și e haosul. Când începe bucătarea aia să se înjure între ei și să aia și m-a apucat de bunici, bine, că nu s-a adresat la mine. Dar numai când ei auzeai? Da, văzând agitația aia așa, deci de panicai și tu. Da, că zici că, Doamne, nu spăl, nu fac, nu. Taximetristul ăsta de azi dimineață care m-a dus, mă cunoaște, care m-a dus și la București. Și zic, vedeți, poate m-a lăsat și dumneavoastră la costul străzii, că n-am... Ce nu doamne, că v-am mai luat de două de aici. Știți că v-am mai luat, că am dus la taximetristul. Cine uite, în întreagă omenuria cu toate bolțele de doamnă, nu selectez atunci. Vorba lui Cătălin. Ai învățat de calculatura aia cu ce trebuie ție. Învați acolo ce... Ce este strict necesar. Să știi, chema un prieten. Știi când era el la parom și făcea și chemam eu la mână să-mi arate? El m-a învățat, cu urmă când a fost. Stai mai mamă. Doamne, ce de camion, parcă s-a mulțit ca ce... Da, ale naibii, ele vin odată cu noi, ele vin aici și... Mai sunt și pe șoselele astea, pe autostrada aia, abia ce turnase asfalt. Ne-am întors pe podul de la Galați, Gigel. Îl decupătează, adică mie vine, nu e da, da, asfaltul. Deci da, mă, știu. Pe banii se rupă pe mani. Mă, da, super. Super. Poate s-ar putea nu, nu știu. Nu ți-ai dat din
special s-a fost ziua șoferului și ne-a sedit cu tot. Super, da. Cred că i-a plăcut.